Dorim ne-am dat inima cu toți împreună să spunem că a binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Dorim cu toți împreună să deschidem Scripturile, să citim pentru seara aceasta de slujire în mijlocul dumneavoastră un text din Evanghelia după Marcu, de unde voi citi din Cuvântul Domnului de la pagina de Scripturi 969. Cei care au Scripturi pot să urmărească Evanghelia după Marcu, capitolul 6, începând cu versetul 30 până la versetul 44 inclusiv. Repet încă o dată, pagina în Scripturi 969, Evanghelia după Marcu, capitolul 6, începând de la versetul 30 până la versetul 44 inclusiv. Ne ridicăm pe picioare și dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. Citesc din Cuvântul Domnului. Apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis: veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de el și au zis: locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-ne drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis: oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat: câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus, de-a văzut câte pâini au și au răspuns: 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și au șezut jos încete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și-au ridicat 12 coșuri pline cu firmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Amin, vă rog să ne ocupați locurile. Îl slăvim din toată inima pe Dumnezeu pentru seara aceasta și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste adunarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația pe care dumneavoastră mi-ați făcut-o, fratele Daniel, în mod special pentru invitația care mi-a făcut-o de a sluji în mijlocul dumneavoastră încă o dată după atâtea slujiri pe care am avut aici împreună. Ne-am bucurat, având împărtășit și unii cu ceilalți, să vise pe numele Domnului. Bisericile din care vin știu majoritatea de plecarea mea încoace și bisericile Răstare de Măslin de la noi din Bucovina, frați de acolo, vă transmit fraților din cele la București salutul cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului și un verset pe care l-am ales în numele bisericilor în care slujesc ca și păstor din partea bisericilor Răstare de Măslin din Cartea Osia, capitolul 6, versetul 3, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că Cel se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca
ca ploaia de primăvară care udă pământul, slăvit să fie numele Domnului. Și am vrea ca binecuvântarea lui Dumnezeu și ploaia de primăvară care udă pământul să treacă peste biserica izvorul mântuirii de cei din București. Amin? Doriți lucrul acesta? Eu doresc din toată inima și dorim ca ploaia binecuvântării lui Dumnezeu să se reverse în continuare peste biserica aceasta și peste fiecare dintre noi. Am dorit ca să rămânem în jurul cuvântului Evangheliei și să desprindem câteva învățături în seara aceasta, ca să putem pleca din locul acesta, bineînțeles, binecuvântați de Dumnezeu, în urma învățăturii pe care Dumnezeu ne-o va da prin Duhul Sfânt. Și aceasta nu depinde numai de mine, nu depinde numai de cunoștința sau de puterea de slujire pe care mi-a dat-o Dumnezeu, ci depinde și de unitatea pe care dumneavoastră ați vrea să o faceți în seara aceasta împreună cu mine, și depinde și de rugăciunile dumneavoastră pe care le înălțați înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un duh de rugăciune. Iubesc biserica dumneavoastră, de ce mă aflu aici și astăzi m-am unit împreună cu dumneavoastră în post, în rugăciune și mâine la fel. Crezând că Dumnezeu va da biruință, așa cum a vorbit prin Duhul Sfânt și caroselor din locul acesta. Și la timpul hotărât de El va aduce izbăvire. Și spunea Duhul Sfânt în seara aceasta, căci chiar în seara aceasta, în numele cortul și cauze pe care au fost aduse înaintea lui Dumnezeu și sunt aduse, Dumnezeu va ridica steaguri de biruință. Trăiască numele Domnului, stăviți să fie numele lui Dumnezeu. Mi-a și intitulat mesajul meu sau îndemnul pe care aș vrea să-l aduc, să nu spun numai decât predica, pentru că nu-mi place numai decât, așa cum vă spuneam de multe ori, eu să țin numai decât o predică tematică, iar ceilalți care sunt în sală să stea acolo înțepenit și să vă asculte cu atenție și să încearcă să deslușească unele noțiuni teologice și așa mai departe. Aș vrea să fiu cât de simplu pe înțelesul fiecărui suflet în parte, pentru ca să putem pleca binecuvântați de Domnul. Și am spus că mesajul mi l-a și intitulat într-o oarecare, să spune, ordine de idei. Ce îi dai lui Dumnezeu și cât îi dai lui Dumnezeu? Și am vrea ca în seara aceasta noi să plecăm cu o imagine formată în mintea noastră. Cât îi dăruim noi lui Dumnezeu și ce îi dăruim lui Dumnezeu? Mai mult de atât, legată de ideea aceasta, ca idee principală, aș vrea să ridic o întrebare, pentru că mulți, în vremea de astăzi, așteaptă de la biserică sau așteaptă bisericii ca să le ofere ceva. Și întâmpin situații pe teren și slujirea pe care o fac, când văd mulți membri, când văd mulți din cei care fac parte din trupul lui Iisus Hristos, că așteaptă și are așteptări de la biserică, ca biserica să fie aceea care să ofere și să dăruiască și să ofere și să dea și să dea și să dea și să dea. Dar eu aș vrea să pun întrebarea în seara aceasta. Ce dai tu bisericii? Ce dăm noi bisericii și ce dăm bisericii prin slujirea noastră, prin atitudinea noastră, prin comportamentul nostru, prin pocăința noastră, și Dumnezeu să ne dea o imagine clară și o înțelegere clară dacă noi trebuie să dăm bisericii mai mult decât ar trebui să ne dăruiască biserica nouă. Dacă noi ar trebui să dăm lui Dumnezeu mai mult decât ar trebui să ne dăruiască Dumnezeu nouă. Și eu cred că până acum Dumnezeu ne-a dăruit destul. Sau nu ne-a dăruit destul? Ne-a dat destul? Ne-a dat destul. Ne-a dat cel mai mult. Ne-a dat ce a avut pentru noi cel mai scump. Și ceea ce ne-a dat Dumnezeu pentru noi, știi ce ne-a dat? Pe singurul Său Fiul Iisus Hristos. Care a părăsit gloria cerească, a părăsit slava cerească, a coborât între noi oamenii,
a trăit printre noi, a suferit la fel ca noi, s-a confruntat cu aceleași lipsuri ca și noi, a știut ce înseamnă ispitirea, a știut ce înseamnă foamea, a știut ce înseamnă boală, suferința, a știut ce înseamnă să fie părăsit de toți, a știut ce înseamnă singurătatea, a știut ce înseamnă până la urmă batjocura, durerea, suferința, moartea, o groapă rece, ca în cele din urmă să știi ce înseamnă învierea, în glorie și în slavă, pentru ca noi muritorii să putem să avem parte de aceeași glorie și înviere măreață, cum a avut-o El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trăiască în numele. Și în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre El. Imaginea pe care am citit-o din Scriptură în seara aceasta este o imagine care ne place la toți. Imaginea unui mântuitor, a unui învățător care dăruiește, care înmulțește puținul pe care îl avem. Și practic vorbind, uitându-ne la viețile noastre sau la experiența pe care noi am avut-o și nu de puține ori cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de câte ori nu ne-a înmulțit puținul pe care l-am avut? Ne-a înmulțit sau nu? De câte ori nu ne-a înmulțit pâinea din casă? De câte ori spune dumneavoastră atunci când poate n-avea ce să dați mâncare la copii, n-au fost momente când Dumnezeu v-a înmulțit puținul pe care l-ați avut? E așa sau nu e așa? Recunoașteți lucrul acesta. De câte ori nu v-ați gândit dimineața când v-ați trezit din patul dumneavoastră și ați spus în ziua aceasta ce voi da mâncare la copii? Și chiar în ziua aceea ați sfârșit ziua copiii dumneavoastră culcându-se, plecând la culcare sătui, ba încă rămânându-vă și pentru a doua zi. E așa sau nu e așa? Mi-aduc aminte de o imagine pe care mi-o povestea un frate scump din Ucraina, pentru că misionez foarte mult în Ucraina, care fratele acesta deja a trecut la Domnul cu ceva timp în urmă, fratele Octavian Guliga, când mărturisea că niște frați din România au fost la ei în Ucraina în misiune. Era necaz. Erau lipsuri, erau probleme pe vremea comunismului și grupul de frați care au venit din România la rugăciune, la slujire în Ucraina, după terminarea slujirii, au intrat în casă la o familie pe care o cunoșteau, cu vreo 12 copii. Era seara târziu. Sora de casă tocmai pusese într-un ceaun niște apă ca să fiarbă, să facă un cir ca de mămăligă din puțină făină de porumb pe care o mai avea într-o farfurie, nu într-un sac. Frații care au venit aveau la ei o bucată de brânză, de caș, adus din România. Și au pus frații cașul acela pe masă și au spus: soră, pregătește-ne de mâncare. Fă o mămăliguță să ne ajungă la toți și din brânza aceasta să mâncăm, să ne săturăm și cei ce va mai da Dumnezeu va fi ca binecuvântare. Și sora s-a întors cu spatele spre frați. A început să plângă și a spus: nu pot să fac o mămăliguță ca în bătaie de joc pentru frații aceștia. Trebuie să o fac puțin mai deasă.
Și cu o ceașcă, cu o cană, a scos de acolo din apa care clocotea în ceaun, pentru ca din făina puțină pe care o avea pe o farfurie întinsă, micuță, să facă o mămăligă puțin mai deasă la frați, ca frații să mănânce, să se sature și să poată să se întoarcă înapoi în România. După ce a scos apa din ceaun, a luat farfuria cu mâinile tremurând și a început să tremure și să verse făina în apa clocotenii și să se roage printre lacrimi. Și a spus, Doamne, binecuvintează tu făina aceasta. Înmulțește tu, Doamne, făina aceasta și fă ca să fie o binecuvântare ca și frații și casa mea să mănânce și să se sature. Și mărturisea fratele Octavian că era de față și se uita cum făina curgea din farfurie în ceaun și în ceaunul acela de pe sobă, în clocot, a început și creștea și creștea și bulbucii creșteau și făina cu ochii lui vedea cum clocotește în apa aceea și se înmulțea acolo și creștea până când ceaunul s-a umplut aproape plin. Și sora mai scos de acolo din apă. Gândiți-vă! Și sora vestica și plângea și se ruga peste mămăliguța aceea. Și când a răsturnat-o pe masă era o mămăligă mare cât tot ceaunul acela care l-a avut pe sobă. Deasă, durară, au tăiat de acolo și au mâncat frații și din brânza aceea, cașul acela pe care l-au dus frații și s-au săturat toți. Și au mâncat și s-au săturat toți copiii din familia aceea. Și la urmă când s-au uitat în nici jumătate, nu a fost terminat și toți erau sătui. Nu e acesta Dumnezeul nostru? Domnul Iisus Hristos, de aceea, am pus întrebarea aceasta. Dăm noi bisericii sau biserica ne dă nouă? Cât ne-a dat nouă Dumnezeu și cât îi dăm noi lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos se uita după mulțimile care mergeau după El și alergau după El cu mine și se întoarce spre ei și spune, știi ceva? Voi nu mă căutați pentru cuvântul pe care voi l-ați auzit. Voi nu mă căutați pentru Evanghelia aceasta. Voi nu mă căutați pentru semne. Voi nu mă căutați pentru minunile pe care le fac. Ci voi mă căutați pentru pâinea și pentru peștii pe care i-ați mâncat în pustie. Pentru ce îl căutăm noi pe Dumnezeu? Care este motivația pentru care noi venim la adunare? Care este motivația pentru care noi mergem la biserică? Care este motivația pentru care noi nu lipsim poate niciodată de la biserică? Sau mai lipsim din când în când? Sau mai lipsim mai des? Sau ne place să venim numai de sărbători? Sau ne place să fim prezenți numai la evanghelizări? Sau ne place să fim prezenți numai la cina Domnului? Sau numai când vin frațele numiți? Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fim mereu prezenți la casa lui Dumnezeu. Amin? Amin. Am vrea ca mereu să fim lângă Iisus. Să-L căutăm. Nu numai pentru peștii pe care îi mâncăm în pustia lumea acestia. Nu numai pentru pâinele care El le înmulțește. Ci să fim prezenți chiar de nu ne-ar înmulți pâinile. Să fim prezenți în slujirea noastră chiar de nu ne-ar înmulți peștii. Și să fim mulțumitori cu tot ce El ne pregătește. Să vii să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat imaginea aceasta a înmulțirii pâinilor și peștilor din Scriptură pentru ca noi să avem ce învăța de aici. Și în special din imaginea din seara aceasta, am vrea să desprindem un prim lucru spre care să ne uităm în primele versete, de la versetul 30 până la versetul 33, deocamdată,
în care putem vedea, fără să mai recitesc versetele acestea încă o dată, că ucenicii, cei 12, s-au întors, s-au adunat apostolii la Domnul Iisus Hristos și au început să-i povestească învățătorului tot ceea ce au făcut pe teren, tot ceea ce i-au învățat pe oameni. Știți că ucenicii au avut o trimitere în care Domnul Iisus Hristos i-a trimis doi câte doi, trimițându-i ce să facă? Să predice Evanghelia, să vindece bolnavii, să scoată pracii, să facă minuni în numele Domnului Iisus Hristos. Nu i-a trimis numai pe cei 12. Într-o altă împrejurare, i-a trimis și pe ceilalți 70. Și știm că Domnul Iisus Hristos a avut mult mai mulți ucenici. Nu numai cei 12 apostoli, nu numai cei 70. Găsim scris că apostolul Pavel, la un moment dat, mărturisește despre arătările Domnului Iisus Hristos, spunând că Domnul Iisus Hristos a arătat femeilor, s-a arătat lui Petru, lui Ioan, s-a arătat celor 12 și apoi s-a arătat la peste câți? 500 de frați deodată. Înseamnă că erau mult mai mulți care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Cei 70 când s-au întors, s-au întors atât de entuziasmați de minunile pe care le-au făcut, de dracii care le s-au supus atunci când au fost scoși, de vindicările făcute, de Evanghelia propovădită, încât nu găseau limite de bucuria lor. Și Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată, îi pare iasă. Îi oprește bucuria lor și le spune: nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă de care lucru? Că numele voastre sunt scrise în ceruri, slăviți pe numele Domnului. Dumneavoastră aveți încredințarea că numele dumneavoastră sunt scrise în ceruri? Amin. Amin, slăviți pe numele Domnului. Și aș vrea ca dacă cineva în seara aceasta, în locul acesta, dacă există cineva și nu are siguranța că numele lui nu este scris în ceruri, dacă cineva încă știe sigur despre el că numele lui nu este scris în ceruri, în seara aceasta ai ocazia să te apropii de Dumnezeu pentru ca el să scrie numele în ceruri. Amin? Cine dorește ca numele lui să fie scris în ceruri? Toți doresc. Am văzut că unii mai grei probabil în pocăință n-au ridicat mâna sus. Știți de ce n-au ridicat mâna sus? Pentru că ei deja numele lor e scris în ceruri. Pentru că ei deja numele lor sunt scrise în cartea vieții mele lui și ar vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți de ce? Că numele acela ar putea să fie șters de acolo. Sau nu se poate? Se poate să fie șters. Și ar vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă păstrați numele dumneavoastră scris în ceruri. Amin? N-am auzit. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apostolii au venit bucuroși, i-au povestit Mântuitorului ceea ce li s-a întâmplat, ceea ce au făcut pe teren și să știți că slujirea aceasta e foarte grea. Să slujești, să alergi, să predici Evanghelia, să te rogi pentru bolnavi, să te rogi pentru cauze, să te rogi pentru probleme. Slujirea aceasta este mai obositoare decât trasul la coastă. Mai greu, mai obositor era pentru ucenici, pentru apostoli, să facă slujba aceasta decât să meargă să pescuiască sau să trudească o noapte în furtună și să prindă pește. Era mult mai greu. Bună oară, eu am venit tocmai din Bucovina, de la 500 de kilometri aici în jocul dumneavoastră, cu mașina pe fugă. Stau cât stau, bine dimineață, slujim din nou aici împreună și după slujire am spus fratelui Daniel că eu toată ziua stau în continuare în jertfă și în poș în rugăciune pentru cauza bisericii dumneavoastră, pentru problemele de aici și aș imediat după ce se termină slujirea, plec înapoi. Pentru că trebuie să mă pregătesc pentru o slujire de căsătorie pentru mine, că pentru
în județul Neamț, în sectorul fratelui Liviu Arsint de acolo, și am vrea ca Dumnezeu să ne dea și să-mi dea putere. Slujirile acestea sunt opositoare și de multe ori să spună fratele Daniel, fratele Dan, ceilalți frați care slujesc, nu simțiți nevoia așa de odihnă? Simțiți sau nu simțiți? Ați vrea așa că de o duminică să nu veniți la adunare, nu? Să stați relaxați la iarbă verde, la grătar, nu-i așa? Undeva pe malul unei piscine, la soare, că acum mulți cam așa se odihnesc. Nu? A zis Domnul Iisus Hristos, o văzut oboseala și osteneala apostolilor, sau nu a văzut-o? A văzut-o în versetul 31, le-a spus, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. De ce să se odihnească? Au zis de ce? Căci erau mulți care veniau și se duceau și n-aveau vremeni să mănânce. Eu zic ce slujire. Așa de mult îl slujeau ei pe Domnul, așa de mult slujeau nevoilor oamenilor, așa de mult slujeau nevoilor celor săraci, celor strântorați, celor bolnați, celor cu probleme, încât nu aveau timp să mănânce. Fraților, mai aveți timp să mâncați? Avem timp. Ne facem timp. Nu ratăm ocazia meselor, așa sau nu? Burțele din față ne dau de gol. Ne dau de gol. Că mai folosim proverbul ăsta, că ne întâlnim, ne batem pe burtă și ca să ne scuzăm că nu-i chiar așa de mare burtă, spune că bărbatul cu fără burtă ca și merge de sub fără schemă. Așa spun unii. Am auzit zicala asta, eu n-am prea știut-o. Dar între cei care sunt cu pricina, cam așa se aude zicala aceasta. Ei nu aveau timp nici să mănânce. Am auzit expresia aceasta, mă, n-am timp să mănânc. Uneori am fost în America și eram în America, frații mă mai purtau cu dânsul în corul încoace și cineva a avut să mă ia la jobul lui să văd cam cum lucrează și de pe scaun să-l ajut, să-i dau și eu ceva la mână acolo cât puteam, că prea mult nu pot lucra. Și nu m-am văzut pe mașină, m-a luat așa din camera în care stăteam, hai că plecăm. M-am uitat, eu leacă mirat că nu-mi dă ceai de dimineață, nu-mi dă cafeluța, nu-mi dă felia de pâine cu unt în mașină și hai la treabă. M-am suit în el în mașină și văd că oprește așa din mers la un McDonald's, comandă rapid, câte un sandwich, câte o cafea și mâine și mă uit la el, zic, măi frate, dar cum tu așa mănânci? Păi n-am timp, frate, durea. Aici trebuie să muncie. Aici dacă n-ajungi la timp și dacă nu lucrezi măcar o oră în plus, aici ai bani, ai taxe de plătit, casa e la bancă, mașina e la bancă, frigiderul e la bancă, felul de călcat la bancă. Voi în România aveți proprietăți, aveți de toate. Nu vă dă nimeni afară, dar noi trebuie tot să tragem din dimineață până seara. Și am stat și m-am uitat, domnule, oamenii ăștia la un moment dat am tras o concluzie. Așa de mult muncesc pentru firea pământească, că n-au chemii să mănânce. Și am găsit expresia aceasta în Europa, în Scoția, în Anglia, în Franța. Și am găsit expresia aceasta la noi în România. Frați care robiți de afaceri, robiți de muncă, robiți de lucrurile care îi înconjoară, nu ar vezi pe la 4-5, lihnit și cu capul plecat. Eu, frate, că azi n-am avut timp nici măcar să mănânc. Dar ce ne-ai oprit? Acum n-am auzit niciun predicator, niciun păstor, niciun evanghelist care predică, evanghelist, e în renume mondial, internațional, de tare mare, sau vreun păstor, ca să zică, băi, fraților, mai lăsați-mă să mănânc. Că atâta predic și atâta slujesc,
și atât alerg la necăjâți, și atât alerg la săraci, și atât alerg la bolnavi, că n-am timp nici măcar să mănânc. Ați auzit? Eu n-am auzit. Ba din potrivă, și eu alergând, frații mi-au mai pus frână. Eu zic, frate Dorel, hai te ducem la un restaurant. Frate Dorel, hai la o masă și mă gândesc și eu acolo ceva de alecuri. Și îmi pun frază înainte, mesă, copioasă și bucate de... Nici nu mai știi de unde să le ieși, de unde să le cușă. Ce se începe întâi? Că la urmă, când vezi ce rămâne pe masă, îți pare rău și spui, Doamne, te-aș fi mâncat pe tine prima dată. Am vrea ca în seara aceasta, Dumnezeu, ce-aș vrea să scot din imaginea și exemple pe care vi le-am dorit în seara aceasta? Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facem timp de a sluji mai mult lui Dumnezeu. Amin? Eu chemat Domnul Iisus și fiți foarte atenți aici. Un lucru dubios. Din textul acesta se pot face foarte multe predici. Dar un lucru interesant mi s-a părut că ucenicii așteptau să se odihnească. Și au zis, nu sub palmier, nu undeva la iarbă verde, într-un loc pustiu. Așteptau și o leacă de odihnă. Și când să se odihnească, s-au scris în curanie să plece spre un loc pustiu ca să se odihnească, oamenii din satele din prin prejur i-au văzut că pleacă cu corabia și au zis, oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Pe cine i-au cunoscut? Pe cine? Pe Domnul Iisus, bineînțeles. Dar acolo la plural i-au cunoscut și pe ucenici și pe Domnul Iisus Hristos. Și în seara aceasta vreau să vă întreb, pe Domnul Iisus Hristos noi îl cunoaștem? Amin. Dar pe frații și slujitorii care slujesc Domnului și lui Iisus, îi cunoaștem? Sau să pun altfel întrebarea, îi recunoaștem? Pe frații care slujesc, care se ostenesc. Au zis că oamenii i-au cunoscut de departe. Chiar au ei. Pe unde era acolo un corab, eu îl cunosc, probabil mă închipui că cineva a strigat, uite, eu îl cunosc pe Petru și pe Ioan. Altcineva, bă, dar eu îl cunosc pe Iacov. Bă, dar eu îl cunosc pe Bartolomeu. Uite și eu îl văd și pe celălalt și pe Mateu. Pe Matei. Haide-mi după dârșii, dintre partea cealaltă. Ucenicii erau cunoscuți de oameni și de aproape, dar erau cunoscuți de oameni și de departe. Oamenii din afara bisericii cu care noi intrăm în contact ne cunoște de aproape, ne cunoște de departe, că suntem ucenicii lui Iisus, ce spuneți dumneavoastră? Ne cunosc sau nu ne cunosc? Amin? Ne cunosc și trebuie să ne cunoască. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, voi sunteți lumina cui? Nu a bisericii? Nu a bisericii? Pentru că aici, în biserică, suntem tot lumina. Toți în față unul de celălalt, încercăm cât de cât să fim lumină. Dar Domnul Iisus Hristos a spus că voi sunteți lumina lumii. Doamne, ajută-ne să fim lumina lumii și mai mult de atât, da? Pentru că și timpul trece. Să ajungem la cele 5 pâini și la cei 2 pești. Lumina, când se aprinde, se consumă, se învârte contorul. Se învârte contorul, nu-i așa? Ai apăsat pe buton și ai stâns-o, s-o opri contorul. Nu se mai cheltuiește, nu te mai cauți la buzunar. Ai apăsat pentru derupătorul, spus fratele Daniel de aici din față că era așa o lumină obscură. Mai aprinde și celelalte de oameni. Și dintr-o dată s-a făcut aici, în sală, în încăpere, o lumină puternică. Dar dacă vă uitați la contor, acolo rotița aia se învârte cu viteză mai mare. Înseamnă că
de fapt costul la urmă, factura când ar să vină pentru biserica dumneavoastră ar să fie ceva mai ridicat, ceva mai scump. Cu cât e mai multă lumină, cu atâta costurile sunt mai scumpe. Să știți că noi, ca să fim lumină, pentru ca să putem să fim lumină pentru cei de afară, trebuie să ne cheltuim. Sau nu trebuie să ne cheltuim? Trebuie să ne cheltuim. Și când a venit mulțimea și au zis în ce fel, de partea cealaltă înaintea ucenicilor și s-au dat ucenicii jos din corabie, s-au uitat așa puțin la Domnul Iisus Hristos și s-au gândit în mintea lor, învățătorile de oare, ce fel de odihnă vom avea? Nu că doar ne luat în corabie să trecem partea cealaltă, să ne odihnim. După atâta trudă, am făcut câteva zile de evanghelizare, am obosit, am răgușit, am poruncit Duhul să plece. A fost o luptă cu duhurile străine și acestea a trebuit să plece. A fost o luptă cu duhurile de boală și trebuie să ne rugăm și duhurile de boală să fie mustrate și să plece și bolnavii să capete vindecare. Și tu ne-ai promis o dină și când am venit aici, mulțimea așteaptă din nou slujire. Bolnavii așteaptă din nou vindecare. Ba mai mult de atâta, dintr-o dată, ucenicii observă că trebuie o slujire mai mare și mulțimea aceea trebuia să îi se acopere niște nevoi fizice, niște nevoi materiale. Aveau nevoie să fie răniți. Pentru că erau flămânți. Ce fel de odihnă este aceasta? Și probabil ucenicii n-au cârtit. Noi de multe ori cârtim. Când nevestele ne mai trimit, mai trebuie bani. Și de grese de aia spaniolă ca asta românească nu mai îmi place. Păi omule, mai ne trebuie bani și de tablă lită, dar de aia suedeză, ca aia de, știu eu, de Constanța sau de Galați nu mai îmi place. Și multe, multe alte necesități. Și dintr-o dată zice, mă, așa vrea să mă odihnesc, mă, ceva asta, dar nu mă mai las să mă odihnesc. Dar nevestele săracele că leagă la câte 10 copii și nu pridideși și fac mâncare și soțul stă cu tableta în față și așteaptă să-i se pune mâncarea. Oare nevasta nu zice de acolo, mă, omule, mă, ajută-mă și duc așa vrea să mă odihnesc. Vă doriți o orbe odihnă de asta sau nu? Vă doriți sau nu? Am văzut câteva că au spus că da. Înseamnă că soții trebuie să-i aminte dacă soții lor sunt aici și le-au prins pe careva în adunare că au zis că au nevoie de odihnă, oferiți o neacă de răgaz. Mai legănați cu ei, mai învârtiți cu lișerul în oala de mămăligă. Amin? Amin, frață? Surorile zic amin, dar bărbați nu prea. Ești colo câte unul. Dar ucenicii n-au cârtit. Au continuat slujirea. Știți de ce? Pentru că și-au adus aminte că Domnul Iisus Hristos le-a vorbit într-o anumită împrejurare în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 28, 22 și 30, unde spunea, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați-vă voi, da? Odihnă și apoi versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, spunea Mântuitorul, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Iar versetul 30 spune felul următor, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Adică odihnă, dar cu capul pus în jug. Odihna se înțelege atunci când scoți capul din jug, nu? Animalul, știți ce aia un jug? Știți, tinerii de aici, știți ce aia un jug? Care în vechime, acum le mai vedem prin cursele noastre ornamentale. Mai vedeți câte o căruță cu patru roți de lemn, o oiște așa, care dădea direcția căruții animalele și în capul oiștii pus acolo un jug pentru două animale și vitele erau înjugate la jugul acela. Băgau capul acolo. Când se scoteau cuile de la jug în sus,
După o zi de muncă în câmp sau la pădure, bivolii sau vitele care erau înjugate la astfel de căruță, în mintea lor de animal știau că urmează o mină. Nu? Numai așa. Dar Domnul Iisus Hristos spune, luați jugul meu asupra voastră și veți găsi o dină pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun. Dar, de fapt, ce simbolizează jugul pe care noi trebuie să-l purtăm? În primul rând, jugul înseamnă muncă. Simbolizează munca. Nu? Asta simbolizează. În al doilea rând, jugul simbolizează delimitare. Când ai capul băgat în jug, când animalul își avea capul băgat în jug, avea niște limite. Nu putea să meargă unde vrea. Sau putea să meargă animalul unde vrea el. Nu putea să meargă. E o delimitare. Numai atât ai voie să mergi. Când îți permite jugul. În al treilea rând, jugul înseamnă autoritate. Adică când ți-ai pus capul în jugul celui care îți montează jugul pe grumaj, înseamnă că tu e supus autorității acelui care ți-a pus jugul. Cine ne-a pus nouă jugul? Hristos. Cine este autoritatea noastră? Hristos, trăiască-i numele! De aceea ucenicii n-au gândit când au văzut că nu-i așteaptă odihna și au înțeles că odihna pe care le oferea Domnul Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, era odihna de a trage la jug împreună cu Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și au început să slujească mulțimilor care erau în fața lor până când au înțeles că mulțimea aceea avea nevoie de mâncare. Și ca să închei repede ideea aceasta, Domnul Iisus Hristos observă că ucenicii îi fac o propunere și spune, auzi învățătorule, ce-ar fi să dai drumul mulțimii să meargă prin satele din împrejurim să-și procure mâncare? Domnul Iisus Hristos, știi ce le răspunde? N-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Adică, ucenicii au încercat să rezolve situația de față dăruind alternative, căutând alternative. Și alternativa lor era ca oamenii să plece prin sate. Ori oamenii au plecat din sate și au venit să caute acolo ceea ce aveau ei nevoie. Au venit să caute acolo pâinea vieții. N-au venit să caute pâinea din sate. Pentru că dacă ei se legau de lucrurile pe care le aveau în sate, nu mai plecau de acolo. Rămâneau în satele de acolo. Noi de cele mai multe ori, pentru oamenii din afară, căutăm alternative lumești în a-i aborda și în a-i aduce la mântuire. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să acceptăm alternativa care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Ei trebuiau să găsească o soluție din Dumnezeu, nu o soluție pământească. Și atunci le spune, dați-le voi să mănânce. De ce să pleci acolo? I-au plecat din lume, i-au plecat de la legi, au plecat de la tradiții, au plecat de la învățături stricate, au plecat de la idolatrie. Ei caută o altă mâncare, o mâncare pe care trebuie să le dați voi, curată și binecuvântată, trăiască numele Lui. Aceasta, noi ca biserică, trebuie să oferim lumii o mâncare curată care se vine de la Dumnezeu. Și au zis, au găsit? Pe cine au găsit? Vă aduceți aminte, minunea aceasta este redată în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, spunând că un băiețel avea cu el ce? 5 pâini și 2 pești. O mamă care și-a pregătit copilul să meargă la biserică, să meargă la adunare, să asculte predicile pe care le predica Iisus Hristos. Probabil se cântau cântări pentru că la cina Domnului, după ce au cântat cântarea de laudă, au plecat în muntele măslinilor în grădină ca să se roage.
probabil asculta și cântări în adunătura, în adunarea aia mare de mulțimi. Și a dat băiețelului pâine și pește. Mamelor și taților, când vă trimiteți copiii la adunare, să-i aduceți în casa Domnului, ce le dați? Observat mame și tați care, ca să scape de grija copiilor lor în biserică și să stea cu minți. Și mă uit și la câțiva copii de aici și mă iertați. Dar așa au venit. Și dacă vine, vine de sus și trebuie să-i dau drumul. Le dau tabletele sau telefoane în mână și se uită pe desene animate, pe jocuri, se joacă și habar n-au de predică, habar n-au de cântare, habar n-au de rugăciune, de stăruință, de învățătură, de ascultare de frați. Și să nu ne mirăm că fratele Daniel, peste 5 sau 6 ani, probabil mă va suna și Bucovina să spună, frate, noi avem doi tineri care nu ascultă. Păi normal că nu ascultă, dacă ei stau pe tabletă în mijlocul adunării. Mama a dat acelui băiețel pâine și pește. Mamelor, dați copiilor dumneavoastră pâine, nu tabletă. Care este cuvântul lui Dumnezeu, această mană binecuvântată și mana aceasta, știi ce se întâmplă cu ea? O spun rapid, pentru că asta e o altă predică. Când, cu toate că se topea la soare, se topea, nu? Când dădea soarele, cei ce rămânea și nu strângea, se topea. Dar spune că mana aceasta era ca niște boabe mărunte de coriat. Și atunci când ei o adunau, știți cum o pregăteau israeliții? O pisau mărunt în pipă, unu. Rețineți ideea și apoi vă face singur dumneavoastră predica. Doi, o măcinau. Trei, o fierbeau, apoi o plămâteau și făceau din ea o turtă. Și pâinea trebuie pregătită. Amin? Amin. Pâinea trebuie pregătită. Pisată, măcinată, frământată, fiartă și apoi coaptă ca să avem turta. Și dacă nu pregătim tinerilor și copilor noștri pâinea, ea nu va fi mulțită niciodată. Și dacă tu îi vei da copilului tău 5 pâini, să vii cu ele la biserică, la rugăciune, există aici unul mai mare. Ca tine, ca mamă care plângi pentru copilul tău, sau ca tată care plângi pentru copilul tău. Acesta e Hristos Domnul. Care va întinde mâinile de binecuvântare peste primița aia mică pe care tu o dai copilului, că spui, eu nu pot să-l învăț mai mult. Dar la adunare, la casa Domnului, îl trimit cu pânița aceea și Dumnezeu așa va binecuvânta încât vor rămânea și restul și fărbitori din care să se sapure și alții. Trăiască Domnul! Și ca să încheie ideea aceasta și predica, vreau să vă spun că dacă nu vei începe cu puțin să lucrezi pentru Dumnezeu, cu mult nu vei termina niciodată. Firește începând. Firește începând. Eu n-am ajuns să dau o vacă în numele Domnului, o realitate pe care Dumnezeu m-a ajutat să o fac, până când am început să dau mai întâi o sticlă de lapte. Și când am avut prima mea făcuță în grajd, la 6 copii, că Dumnezeu mi-a dat 12, din care 10 sunt în viață. Și m-am bucurat că am laptele meu să nu mai cumpăr. Și am dat de acolo din laptele acela în numele Domnului și m-am gândit, Doamne, dau o sticlă de lapte în numele Tău. Oare voi putea da vreodată vreun vițel sau o vacă în numele Domnului? Eu n-am primit vacă în numele Domnului, am cumpărat-o, am muncit din greu. Dar s-a ajuns să dau la altul necăjit, că știu ce înseamnă să fii necăjit. Și am ajuns și vremea aceea, când am putut face lucrul acesta. Dar dacă nu începeam cu o sticlă de lapte, n-ajungeam ca să ajung să dau chiar o vacă. Dacă vei începe cu puțin, vei putea să sfârșești cu mai mult. Amin? Amin. În slujirea pe care noi o facem, poate de multe ori spui, eu în adunare n-am ce sluji. Și fratele Daniel se uită și nu știe pe cine să mai pune să cânte o cântare, pe cine să mai pune să citească
Uite și azi, și mâine, și poimâine, vei ajunge să predici. Eu n-am predicat dintr-o dată. Eu n-am ajuns să predic, predică după predică dintr-o dată. Am început la oastea Domnului, de la vârsta de 14 ani, să predic într-o biserică ortodoxă, în Rătăuț, în catedrală. Și am predicat dând 15 minute câteva întâmpluri pe marginea unui text din Scriptură. Și de acolo Dumnezeu m-a transferat încoace și mi-a dat harul acesta de a predica. Dar am început cu puțin. Nu poți cânta 10 cântări una după alta? Cântă o strofă. Cântă o strofă măcar. Cântă așa răgușit cum ești. Erau momente când eram așa de răgușit și am spus, Doamne, dar eu nu pot cânta, că-s răgușit. Și așa răgușit am cântat Domnului și după ce am cântat cântarea, m-am trezit că pot cânta și răgușit. Zic, Doamne, și răgușala asta își are anumită linie melodică și frumusețea ei în a cânta. Numai fă ceva pentru Dumnezeu. Noi cerem de la Dumnezeu mult. Cerem bisericii mult. Cerem bisericii să ne ajute în rugăciune. Cerem bisericii să ne facă strângeri când suntem în necaz. Cerem bisericii să mijlocească pentru noi, pentru copiii noștri. Cerem lui Hristos să ne binecuvinteze pâinele pe când să nu bată piatra. Să ne strângem crânele la timp. Să ne strângem cartofii la timp. Și cerem lui Dumnezeu să ne schimbe mașina, să ne mai dea încă o casă. Că nu suntem mulțumiți de casa care avem. Să ne mai dea încă un rând de haine. Și alții n-au ce mânca și n-au ce îmbrăca. Și îi cerem lui Dumnezeu să ne mai ducă în nu știu ce vacanță sau la nu știu care restaurant. Și cerem, și cerem. Dar noi, ce-i dar lui Dumnezeu? Dar noi, cât-i dar lui Dumnezeu? Pentru ca Dumnezeu să facă minuni. Pentru ca Iisus să-și înmulțească pâinile și peștii în pustia lumea acestia. Trebuie să renunți prima dată la odihna ta și la timpul tău de recreere. Să-i dai lui Iisus. Și atunci vei fi binecuvântat și Dumnezeu îți va da și odihna de care ai nevoie și îți va mulți puținul pe care l-ai și în slujire și ferește și Dumnezeu să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Amin.